Imediat după ce au fost anunțate cele patru cazuri de porci domestici găsiți morți în gospodăriile unor cetățeni din mediul rural, au fost recoltate probe și trimise la laboratorul din Târgoviște. În urma deciziei numărul 1 adoptată de CNCP, în data de 24 iulie 2019, privind planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, s-au efectuat controle în trafic și în trecurile săptămânale din județ, unde s-au înființat filtre pietonale și dezinfectoare rutiere. Nu s-au constatat neconformități privind riscul de introducere a virusului peste porcine africane în aceste târguri. Conform anexei de la decizia 709/2014, județul Vâlcea se află în zona a treia de restricții privind mișcarea suinelor. În săptămâna anterioară s-au confirmat 34 de focare de peste porcine africană în același județ în care evolua boala, plus județul Hunedoara. În continuare se face supravegherea pasivă pe examinarea în laborator a probelor de organe recoltate de la porcii morți și a probelor de sânge recoltate de la porcii bolnavi prin probe de organe de la toți mistreții vânați sau morți care se expediază pentru analiză la LSVSA Dâmbovița. În ultima săptămână au fost găsiți 4 porci domestici morți în localitățile Ionești, Bocșiș, Măglaș, Nebălcescu, Baideni, fiind recoltate probe și transmise pentru diagnostic în PPA la LSVSA Dâmbovița, toate având rezultatul negativ. Situația mistreților împușcați în perioada 1-2-a este de 1539 de mistreți. Mistreți împușcați în perioada 12-6-2-a 2019, 486, din care 251 mistreți împușcați în zonele aflate sub restricție PPA și 235 mistreți împușcați în zonele fără restricții. Până în prezent, și vreau să vă spun că DSVSA Vâlcea și județul Vâlcea nu se află cu boala Ebola, care se evoluează cu pesta porcină africană. Și în săptămâna 26 august, 1 septembrie 2019, în baza planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea acestei porcine, la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Vâlcea, s-a acționat un sistem integrat alături de specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor. În acest sens, punctual am acționat pe raza localităților Drăgășani, Berbești, Horezu, Mingăiești și Budești. Au fost verificate mai multe autovehicule, fiind identificate 3 autovehicule ce transportau animale vii, respectiv ovine și bovine, însă aceste transporturi erau însoțite de documente și nu au făcut obiectul unor sancțiuni contravenționale la legile de linie. Tot cu această ocazie au fost aplicate un număr de 9 sancțiuni contravenționale, însă pentru neregulile la respectarea regimului poliției rutiere. Și pentru perioada următoare vom acționa cu efective de ordine publică și poliție rutieră pe raza întregului județ. Vă mulțumesc. În săptămâna care a trecut s-au recoltat 53 de exemplare, au mai rămas de recoltat până la sfârșitul sezonului, adică 14 mai 2020. 20, controlele DSVSA Vâlcea, dar și ale polițiștilor vâlceni, vor continua și în perioada următoare, până la stingerea focarelor din țară.